Salutare tuturor, eu sunt Laura Mușuraia și astăzi vreau să vorbim despre Lumix G100, această nouă cameră compactă, mirrorless, perfectă pentru vlogging. Dacă nu mă cunoașteți, eu fac vlogging de 10 ani de zile și de 2 ani de zile am și firma mea de producție video, așa că am ceva experiență mai ales pe zona de camere de vlogging, pentru că necesitățile mele sunt destul de variate, cer mult de la o cameră și astăzi vreau să vă vorbesc despre această cameră și să vă spun din punctul meu de vedere dacă este o cameră bună de vlogging sau nu. Acesta este Panasonic Lumix G100 și primul lucru pe care l-am observat la această cameră este mărimea. Este o cameră mirrorless mică, este ușoară și totuși pentru o cameră atât de compactă are și obiective interschimbabile. Un lucru care pentru mine este foarte important atunci când vreau o calitate foarte bună de la imaginea mea. Pentru că folosind diverse obiective poți avea evident diverse efecte pe care le poți obține pe video, poți lua detalii, poți avea un unghi mai larg pentru vlogging, cum are acest obiectiv. Acest obiectiv este un obiectiv 12-32 35-56. Nu este cel mai luminos obiectiv, dar este obiectivul kit cu care vine acest aparat. Deși nu este luminos, totuși te poți folosi de el foarte bine și mai ales dacă ești la început de drum și nu vrei să investești în alte obiective, îl poți folosi pe acesta fără nicio problemă și poți obține atât unghiuri largi pentru vlogging, cât și să te apropii de subiect pentru diverse detalii, pentru b-roll și pentru un look mai cinematic, ca să zic așa. Un alt lucru care m-a atras foarte mult la această cameră, evident, flip screen. Pentru noi vloggerii este extrem de important să ne vedem atunci când ne filmăm, mai ales când suntem în călătorii, pe stradă, în diverse locuri, pentru că nu putem tot timpul, față de acum, unde știu sigur că nu mă mișc și am setat focusul și știu că voi fi tot timpul în focus. În schimb, atunci când filmăm diverse lucruri, vorbim cu camera, trebuie să ne vedem, să ne asigurăm că totul arată bine, că nu apare ceva ciudat în spatele nostru și că suntem mereu în focus. Pentru că nimănui nu-i place să se uite la o persoană când vorbește și este complet defocusată. Te cam deranjează. În kitul pe care eu îl am, această cameră mai vine și cu acest mic trepied, care este un trepied foarte, foarte tare pentru vlogging. Se atașează camerei, evident, și îl poți conecta la cameră pur și simplu prin micro USB și acum ai controlul camerei direct pe trepied. Nu mai trebuie să stai să cauți butoanele, pur și simplu ai aici poze, shutter-ul și rec. Te poți filma. De asemenea, te ajută foarte mult pentru că în momentul în care tu te filmezi, poți vedea exact încadratura. Apăsând până la jumătate shutter-ul, poți să te focalizezi. Dacă ai nevoie și cumva camera nu a reușit să focalizeze foarte bine ceea ce tu vrei să focalizezi, iar apoi dai rec. Mi se pare super util să ai tot timpul aici aceste două butoane, te ajută foarte, foarte mult. De asemenea, fiind trepied, poți să așezi camera dacă ai nevoie, nu știu, ești într-un restaurant și vrei să filmezi în timp ce faci ceva sau în oriunde ai fi, ai nevoie de trepied să așezi camera, o poți face. Îmi place că este destul de scurt aici firul și nu te deranjează în momentul în care te plimbi cu ea și filmezi și de asemenea mi se pare că totuși, deși ai un trepied atașat camerei, nu mărește cu mult camera, nu te deranjează, nu este greu, trepiedul este foarte ușor și, sinceră să fiu, din experiența mea am încercat diverse trepiede pentru camera de vlogging și cam toate îngreunează foarte, foarte mult camera. Mi se pare foarte cool și faptul că dacă vrei poți înregistra lejer clipuri pentru IGTV, pur și simplu întorci trepiedul și te filmezi și poți filma inclusiv pentru IGTV sau pentru stories dacă vrei, prin aplicația Lumix Sync sau chiar și prin Bluetooth poți foarte, foarte rapid să-ți transferi absolut tot ce ai filmat sau ce ai pozat direct pe telefon, așa că poți posta foarte rapid pe social media, ceea ce în ziua de astăzi, ca vlogger, ca instagramer, este foarte important pentru noi. Totul trebuie să se întâmple rapid, trebuie să avem acces rapid la filmulețe, la poze, pentru că de cele mai multe ori, sincer să fiu, mai ales atunci când sunt în călătorii sau în deplasare, editez foarte rapid fie pe tabletă, fie pe telefon și nu mai am nevoie de laptop, nu mai stau să pierd timpul editând pe laptop pentru social media. De asemenea, dacă vreți să take it up a notch pe zona de vlogging, puteți să-i atașați și un microfon. Aveți aici slotul pentru microfon și microfonul poate fi atașat pe patină direct.
Dar, sincer să fiu, nu mi se pare că are neapărat nevoie această cameră de un microfon, pentru că ea dispune de noua tehnologie Ozo Audio de la Nokia, iar sunetul este foarte, foarte bun. Camera filmează 4K până la 30 de frame-uri pe secundă, avem pentru 4K opțiunile 30 de frame-uri pe secundă, 25 de frame-uri sau 24 de frame-uri. Pe Full HD avem 60 de frame-uri, 50 de frame-uri, 30 de frame-uri, 25 de frame-uri și 24 de frame-uri și pe HD avem 30 de frame-uri și 25 de frame-uri. Eu vă recomand să filmați în 4K pe 24 de frame-uri pe secundă. Știți foarte bine că, sau sper că știți că 24 de frame-uri pe secundă este varianta cea mai cinematică și cât mai aproape de film, de a filma, este cea mai naturală pentru ochiul uman, iar atunci când filmăm în 24 de frame-uri pe secundă, pare totul mult mai profesional în momentul în care vedem acel clip. Vă recomand să filmați în general în 4K pentru că, deși poate nu postați 4K pe social media, pe Instagram, pe YouTube și așa mai departe, totuși aveți posibilitatea de fiecare dată să dați crop dacă totuși ceva nu arată foarte bine, nu a fost cel mai bine încadrat sau pur și simplu vreți să faceți diverse efecte din editare. Filmând în 4K, puteți să dați zoom, puteți să dați crop, puteți să vă jucați cu imaginea în așa fel încât chiar să dați efectul de parcă ați fi folosit diferite obiective, folosind unul singur. Un lucru pe care uitasem să îl menționez, așa este obiectivul deschis și dacă rotim și mai mult, obiectivul intră în interior, iar acest lucru mi se pare foarte tare pentru că nu îți ocupă foarte, foarte mult spațiu în geantă, ghiozdan și așa mai departe, îl poți ține foarte ușor și prins cu o plăcuță de breteaua ghiozdanului și îl puteți scoate și filma foarte rapid. Așa se deschide obiectivul, iar apoi evident mergem până la 32 sau 12, depinde ce vrem și cum vrem să filmăm. Pentru cei mai pretențioși și pentru cei cărora le place foarte mult să se joace în postproducție când vine vorba de culoare, G100 vine și cu profilul de culoare Vlog L, care este un profil de culoare flat, care îți va permite să te joci mult de tot în postproducție când vine vorba de colorizare. Să vorbim puțin și despre rotița aceasta de aici și funcțiile de pe ea. Avem evident filmare manuală, avem modul manual pentru poze, celelalte, modul automat, inteligent auto, scenery și toate celelalte, să zicem, obișnuite și clasice pe care le găsim pe un aparat. Dar, de asemenea, avem aici și opțiunea slow and quick, care mie la Panasonic personal îmi place foarte, foarte mult, pentru că îmi permite să filmez un clip slow motion direct din aparat, așa să-l scot pe calculator și să nu mai trebuiască să încep eu în post-producție să transform acel clip din 120 de frame-uri pe secundă, să-l transform în slow motion pe calculator. Și atunci, în momentul în care dați aici și rotiți pe opțiunea slow and quick, apoi în meniu aveți un meniu special pentru slow and quick și de fiecare dată când schimbați profilul pe rotiță, primul meniu de aici se schimbă și aveți niște funcții în plus și niște funcții rapide pentru acel profil în parte, pentru a schimba setările foarte rapid. Un alt lucru care mi se pare foarte tare la acest meniu. Pe slow and quick puteți să mergeți pe frame rate-ul de 60 de frame-uri pe secundă și dacă alegeți varianta de două ori slow, practic filmați în 120 de frame-uri pe secundă și obțineți acel slow motion superb, iar dacă alegeți varianta de 25 de frame-uri pe secundă, puteți să mergeți mai departe în zona de 4 ori slow, ceea ce înseamnă 100 de frame-uri pe secundă. Personal vă recomand să încercați varianta de 60 de frame-uri pe secundă cu de 2 ori slow ca să ajungeți la 120 de frame-uri pe secundă, care credeți-mă că este cel mai frumos slow motion posibil. Nu degeaba toată lumea aleargă după 120 de frame-uri pe secundă și acum avem asta într-un aparat foarte, foarte, foarte compact. De asemenea, acest aparat are o stabilizare internă foarte bună și în același timp avem stabilizare și pe obiectiv, ceea ce este foarte important pentru că făcând vlogging și filmându-ne foarte mult, mergând, se mișcă aparatul destul de mult, obții totuși o imagine foarte stabilă și arată de parcă ai fi folosit un gimbal atunci când nu folosești, pentru că să fim serioși, nu cred că vrea nimeni să vloguiască cu un gimbal. Îmi place foarte mult acest aparat, în primul rând ador acest
mini trepied. Mi se pare genial ce au făcut cei de la Panasonic. Genial, îmi place mult, mult, mult de tot. Iar camera, la fel, mi se pare foarte echilibrată pentru vlogging și chiar pentru mai multe tipuri de vlogging. Pentru că am ecran rabatabil, ceea ce mă interesează foarte mult în momentul în care mă filmez singură și fac acele secvențe de vlogging. Am obiective interschimbabile, deci pot să obțin diverse efecte și pot să am diverse poze și filmări în funcție de ce obiectiv folosesc. Pot să am luminozități diferite, pot să folosesc obiective mai luminoase în condiții de lumină slabă dacă am nevoie, sau pot să folosesc acest obiectiv micuț și foarte compact în condiții de lumină normală, pentru că este suficient în momentul în care vloguiesc. De asemenea, faptul că am 120 de frame-uri pe secundă pentru slow motion pentru mine este foarte important. Eu întotdeauna aleg o cameră de vlogging care să aibă 120 de frame-uri pe secundă, pentru că mie îmi place în vloguri, pe lângă vorbit, să am și secvențe mai cinematice, secvențe mai interesante care să îți dea un mood, să-ți dea o stare și să prezinte lucrurile într-un mod diferit. Și atunci îmi place să fiu destul de creativă cu filmarea și am nevoie de acest slow motion. Iar această cameră îmi dă acest slow motion. De asemenea, faptul că am acel vlog mă ajută foarte tare, pentru că pot coloriza filmările după cum am eu chef și pot să mă joc foarte mult, să trag mai mult de imagine dacă simt nevoia. Și faptul că îi pot atașa inclusiv un microfon dacă vreau și dacă simt nevoia, mi se pare genial. Faptul că pot să-mi transfer foarte rapid filmările și pozele de pe el la apăsarea unui simplu buton, care este acesta de aici, prin Bluetooth, mă ajută foarte mult. Ca și concluzie finală, mi se pare o cameră foarte bună, foarte echilibrată, foarte rapidă, ușoară de folosit, cu un meniu ușor. Pur și simplu este o cameră bună de vlogging și nu numai, pentru persoane care stau foarte mult pe social media și postează mult pe social media. Știu că aș putea să filmez cu ea și pentru YouTube și nu aș avea nicio grijă că nu aș scoate materiale calitative pentru YouTube. Pur și simplu este foarte echilibrată și mi se pare că îndeplinește, așa cum v-am zis, cam toate cerințele unui vlogger și unui content creator în zona de social media. Trebuie să recunosc că mi-ar plăcea tare mult să o iau cu mine într-o vacanță și să o testez în diverse situații și evident să o testez și cu alte obiective și să vedem cum se comportă și ce reușesc să scot cu această cameră. Sper că v-a plăcut acest clip și am reușit să vă răspund la cât mai multe întrebări și curiozități legate de această nouă cameră. Mie îmi place foarte mult, vreau să mă joc și mai mult cu ea și abia aștept să o încerc mai mult timp și să o descoper, pentru că o cameră devine din ce în ce mai interesantă cu cât o folosești mai mult și o descoperi mai mult, afli trucuri, începi să o înveți, începi să îți dai seama exact care sunt momentele în care ea performează cel mai bine și acest lucru îl observ și îl înveți doar folosind-o foarte mult. Dacă aveți orice fel de întrebări, desigur puteți să le puneți în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați la acest canal și sper să ne mai vedem curând. Eu sunt Laura Mușurea, vă urez o zi cât mai frumoasă și ne vedem data viitoare!